salutare din nou. Și de fiecare dată. Bun venit la Petre Pumro. Vrem să vă prezentăm un produs de la Micul Fermier, o pompă de stropit cu acumulator, sau mai bine zis un vermorel, fraților, că până la urmă asta e. Dar e un vermorel pe baterie, că acum ne-am modernizat, ne elene să mai dăm la mână, să facem presiune și dăm din butoane. Încărcăm la priză că avem acumulator și luăm curentul în baterie, care e aici pe dedesubt. Și plecăm la câmp să stropim ce avem de stropit. Mă rog, ăștia care ne mai ocupăm cu munca pe la câmp. Restul, presiunea se formează de la pompă în furtun, nu în bazin. În bazinul are o capacitate de 20 de litri. Acest pachet are inclus, în afară de bazinul cu pompa și acumulatorul deja montate, în partea inferioară, are o tijă care se montează în la furtun, după cum vedeți. Furtunul are la patru care se înfează cu tija un mâner cu robinet care se blochează pe poziția deschis într-o simplă apăsare, se poate lucra decât pe o singură mână, după cum vedeți. Iar în capătul superior al rezervorului, în sita care ne ajută să filtrăm noi substanța pe care dorim să o introducem în bazin. Fără atenție, folosiți întotdeauna sita pentru că filtrează foarte bine și nu permite blocarea pompei. Avem un mic pachetel cu un capăt de tijă cu două duze pentru o stropire multiplă. Mai avem încă două modele de duze care se șurbează destul de simplu la capăt. Bineînțeles că mai sunt și ceva garnituri pe aici și butonul de rotație al potențiometrului, pentru că la punerea în funcțiune, după încărcare, un lucru foarte important, nu-l porniți fără soluție în el. Măcar dacă vreți să vedeți cum funcționează, puneți totuși ceva apă. Pentru că pompa aia funcționează și ea cu răcire prin apă. În momentul în care îl porniți și n-are apă, pompa se încălzește. Am pus puțină apă în el. Există butonul Start-Stop și potențiometru. Are sistemul de prindere cu un sistem de protecție și dispersare a temperaturii. Puteți începe treaba. Haideți să-i pun și o obiză. Și o să stropesc ceva pe afară, să vedeți cum funcționează. Mare atenție! Am întâlnit situația în care diversi agricultori, ca să-i numesc așa, au pierdut cablul acesta și au folosit, deoarece se potrivește, un cablu de alimentare sursă calculator. Bineînțeles că au prăjit pompa. Deci atenți, că prostia se plătește. Și costă. Acestea fiind spuse, spor la treabă.